Domnule prim-ministru, cu intrarea noastră în Schengen, cum întrebarea clasică a unui ziarist foarte bine pregătit, cum comentați? Ce se întâmplă? A venit premierul Olandei aici, am văzut că am cumpărat niște corvete de 40 de milioane de euro. Cred că suntem pe drumul cel bun, nu? Nu știu. Eu am încercat, calitate de cetățean, să-mi expun punctul de vedere. Și cred că olandezii, sau parte dintre ei, pentru că, de fapt, acolo se întâmplă povestea cu gândecei ăia care opresc autostrăzile la noi. E o poveste din asta mică, dar nu știi dacă ea este reală sau este doar folosită pentru a acoperi o poveste de interes mai mare. În Parlamentul din Olanda, care ar trebui să ratifice intrarea României în acordul Schengen, este un partid de dreapta, de extremă dreapta, care teoretic, care nu are decât 13 sau 15 membri, și premierul nu vrea să-i supere pentru că ar putea să pierdă majoritatea și pierde guvernul. Și atunci există un șantaj care este intern, care se transformă într-un șantaj extern, care este cel pe care îl vedem în țară. Și noi stăm și acceptăm șantajul ăsta. Or, eu cred că 11 ani deja este prea mult. Eu am negociat intrarea în Uniunea Europeană și în NATO în 4 ani. Or, intrarea în Schengen durează deja mai mult de 11 ani. Cred că este suficient. Probabil că este vorba și de lipsa de știință în a negocia cu olandezii. Pentru că până la urmă pot să negociez cu ei și direct, dar și indirect, punând presiune pe Consiliul European, pe anumite facilități care acum sunt legate de conflictul din Ucraina, pe oamenii lor de afaceri din România. Olanda este principalul investitor în România. Da. Are, nu știu, vreo 10, cât mai mult de 10 miliarde de euro investiții în România. Sunt oameni de afaceri, sunt pe urmă cei care au, sunt mari retaileri, unii dintre ei i-am menționat. Ori în aceste condiții, tu poți să faci presiuni asupra lor, la nivel de cetățeni, nu știu, guvernul poate că vrea să fie, să aibă o atitudine diplomatică. Dar statul diplomatică. Român nu poate să facă, apropo de dreptul de... Putea să facă statul român, putea să facă președintele, pentru că decizia se ia la nivelul Consiliului European. Dar președintele, noi trebuie să-l înțelegem, pentru că... Poftiți? El de ce? Are și el proiectul lui de țară. Proiectul lui personal de țară este să meargă într-un post, după ce își termină mandatul, la NATO, la Uniunea Europeană, undeva. Așa, atunci nu trebuie deranjat din... Ar pierde un vot important și vine altcineva în locul lui. Dar poate și pleca din localitate. Și atunci, în aceste condiții, eu am considerat că noi putem, ca cetățeni ai României, să ne exprimăm un punct de vedere. Bun, să spunem că Adrian Năstase era prim-ministru, da? Da. Exact în momentul de acum, că au trecut ani și așa mai departe. Și ajungea prim-ministru când a ajuns Ciucă, săracul, să-i dea Dumnezeu. Îl puneam ministru... Ce era de făcut? Da. Îl puneam la ministru cu florile pe Traian Băsescu. Și prietenul tău. Deci, mulțumesc. Păi stați un pic. Prietenul meu și al dumneavoastră, că așa ne-am cunoscut. Corect. Deci îl puneam ministru cu florile din Olanda, da, ca să le blocheze. Florile, să nu mai vină florile din Olanda. Să nu mai vină florile. Am mai încercat o dată. Da? Am mai încercat o dată? Da, a fost și avea dreptate. Adică tirurile cu flori din Olanda. Și da, noi... Stați! Pe urmă... Pe urmă... Deci poți să scuze, vine ministru cu florile să blocheze florile din Olanda. Da, pe urmă, încurajam proiectul lui Dragnea cu roșiile românești, ca să nu mai luăm roșii care cresc în vată din Olanda. Și practic boicotam roșiile și lalelele, nu? Da? Și florile. Sigur. Și în cazul ăsta își dădeau acordul pentru Schengen. Deci părerea mea este că lumea occidentală politică e foarte sensibilă la plângerile oamenilor de afaceri pe care iau în zonele astea noi coloniale, ca să spun așa, da, în piața liberă.
Și practic, așa s-a întâmplat de foarte multe ori. Multe dintre plângerile legate de corupția din România veneau din faptul că unele dintre firmele occidentale nu câștigau și nu aveau cum să câștige toate odată. Am mai încercat să câștige pe rând unele dintre ele. Nici așa nu erau foarte mulțumite. Iar acum olandezii au de multă vreme o mare bătălie cu șantierele navale din Franța. Și românii de 11 ani nu știu cum să împartă cele 4-5 bărci pe care trebuie să le cumpărăm între olandezi și francezi. Și atunci au început cu două bărcuțe, astea care sunt pentru pompieri, că dacă ia foc ceva pe mare, să avem niște instalații care să stingă incendiile. Repede incendiile. Da. Și pe urmă, sigur, urmează corvetele. Problema asta nu e rezolvată încă. Corvetele de unde? Tot de la... Păi rămâne de văzut. Dacă de la tot de la olandezi sau de la naval, de la francezi. Deci problema e în continuare. Și pe urmă rămâne problema cu Monica Macovei. Cu accidentul. Cu MCV-ul. A, cu MCV-ul. Nu credeam cu accidentul, că ați avut accident. Bine, dar cred, înțeleg că e de vină motociclistul, că el a intrat... Întotdeauna motocicliștii sunt de vină. Da, și el a, când a intrat ea pe contrasens, cum spun da, așa... el nu s-a ferit. Nu s-a ferit, exact. Da. Și atunci, e din păcate, e în stare gravă și dorim sănătate, pentru că asta e starea de fapt. În mod categoric. Dar, lăsând gluma la o parte, Monica Macovei a fost cea care a inventat MCV-ul pentru România. Și acum plătim pentru povestea asta, pentru că olandezii ce spun? Apropo de Cristoiu, n-aveți bască. Mm-hmm. Asta e de fapt problema. Deci ce legătură are Schengen-ul, proiectul Schengen, care e cu frontiere, cu nu știu ce, cu MCV-ul, care are cu totul altă linie și asta e ilegală și oricum depășită din 2011. Dar mai e ceva, domnul prim-ministru. De când... s-a întâmplat să fiți arestat, condamnat și așa mai departe, atunci s-a zis, da, Adrian Năstase, întâiul corupt al țării. Au trecut aproape 20 de ani, da? Și de atunci ne aducem, e o chestie de autoflagelare. Întotdeauna, înainte de a ne face cineva corupți, noi spunem că suntem corupți. Ați văzut la vreo țară din Uniunea Europeană, nici la Bulgaria sau în altă parte, să spună autoritățile, statul, politicieni, să spună suntem corupți. Este o chestiune de mentalitate românească, din păcate. Am observat-o foarte des și urmărind unele emisiuni de la televiziune, la diferite televiziuni, totuși, mi-a să nu în podcast-uri și nu... Intelectual, nu cred că aveți foarte mult timp pentru televiziune. Atunci când răsfoiesc televiziunile, ca să spun așa, mă uit și la această formulă permanentă, voi și noi. Noi v-am spus, ei v-au păcălit, ei v-au furat, ei v-au tras-o, ei v-au nu știu ce. Deci suntem incapabili de a crea o opinie unitară, solidară, inclusiv în legătură cu povestea asta. Mă uitam la un articol de presă, cineva care explica că încă se face contrabandă în România și că de aceea poate că n-ar trebui să intrăm în Schengen, că încă nu sunt impermeabile frontierele și așa mai departe. Mă gândeam însă, zona cea mai mare de contrabandă, așa cum ar spune Traian Băsescu, este Rotterdamul. Deci, nu poți să nu ții seama de faptul că lumea asta în care trăim înseamnă și, cum să spun, inteligența infractorilor, a contrabandiștilor și nu poți să împiedici ceea ce a însemnat efortul material extraordinar realizat de România cu cine? Pentru protejarea frontierelor cu... cea mai bună și cea mai cunoscută firmă din Europa. E adevărat, nu era olandeză, era franco-germană. ADS-ul sau ce era, da. E, și acum vii după 11 ani și spune, haideți să vă mai controlăm odată. Puteți să-mi spuneți, vă rog, de ce a venit premierul olandez Mark Rutte în România? Care,
Care e semnalul sau ce? Marc, să-i spunem Marc, cum îi spune Marc, președintele. Marc, să-i spunem președinte. Marc, Marc, de ce a venit la noi în țară? Președintele îi spune premierului olandez Marc, iar lui premierului român îi spune Nicolae Ciucă. Deci bănuiesc, nu știu cum îi spune în intimitate. E mai apropiat de, mai apropiat de Marc. Deci Marc a venit... Marc, de ce a venit? Marc a venit în România, în primul rând, să constate pentru oamenii lui că s-a făcut un pas înainte prin cele două bărcuțe. Cumpărând cele două bărcuțe de 40 de milioane de... Dar a venit să discute în continuare despre corvete. Și mai sunt și alte proiecte, bănuiesc. Iar și să ne spună cât de importantă este contribuția olandeză la viitoarea, la războiul viitor pe care îl purtăm cu Rusia, și anume cei 200 de soldați olandezi care sunt în România.